Salariul mediu nominal brut lunar pe economie în Republica Moldova a fost de aproape 9.768 lei în trimestrul 4-2021, adică în creștere cu 10,2% față de aceeași perioadă a anului 2020. Potrivit Biroului Național de Statistică, salariul mediu lunar brut în sectorul public a ajuns la 8.242 lei, iar în sectorul real al economiei 10.320. Cele mai mari câștiguri sunt atestate în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, unde au crescut cu 10% pe parcursul anului trecut, depășind 22.335 lei, fiind de aproape 2,5 mai mari decât salariul mediu pe economie. Salariile din domeniile finanțelor și asigurărilor sunt ușor inferioare acestora, 18.667 lei, iar în domeniul energie termică, electrică, gaze și apă, 14.085 lei. Cele mai reduse câștiguri le-au avut angajații din domeniul activităților de cazare și alimentație publică, 5.723 lei, precum și cei din agricultură, silvicultură și pescuit, 6.850 lei. Câștigurile din educație rămân sub media națională, 7.832 lei. În același timp, în sănătate și protecție socială, salariile au crescut cu 14,8%, până la o medie lunară de 12.133 lei.